Domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Aflată într-o prezuntivă situație de criză a veniturilor, Guvernul României continuă politicile publice de factură socială, forțând, conform opiniei specialiștilor, suportabilitatea bugetului național. Despre percepția mediului privat asupra ultimelor măsuri privind majorarea salariului minim pe economie, stăm astăzi de vorbă cu domnul Simion Bizău. Dânsul este consilier local PNL, dar și vicepreședinte al Asociației Cărăușilor Particulari din România. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Bizău, impresia generală promovată public a fost aceea că guvernul PSD plus ALDE favorizează din punct de vedere al fiscalității mediul de afaceri. Dumneavoastră veniți din zona mediului de afaceri și aș vrea să ne spuneți, trecerea contribuțiilor pe angajat a ajutat sau a încurcat mai mult firmele private? Și în ce fel și ce taxe mai plătesc firmele la stat? Ca să lămurim această situație, să o spunem negru pe alb. Sau invers. Se plătesc foarte multe taxe la stat, care la părere, în prima fază zic că e simplu, dar sunt foarte multe adunate. N-am făcut un calcul, dar sunt multe. Ce legat de salarii, cum poți să spui că în 45% din fondul de salarii îl plătești la stat? Cum poți să spui că ai încurajat angajatul sau angajatorul? PSD-ul, prin politica lor, zice, domnule, noi avem un program de guvernare. Programul de guvernare bazat pe minciună. Deci, în ce sens minciună? Deci, când faci un buget, trebuie să ai sursa bugetară. Să ai banii virtuali. Care ori ei nu au, s-au bazat pe niște minciuni, pe niște previziuni mincinoase. Și neavând bani, promițând salarii mărite la bugetari, promițând tot felul de pomeni electorale, sub toate formele, cu, eu știu, vouchere de vacanță, cu bani pentru astea sociale. Tot felul de... încurajează o nemuncă în România și în acel moment descurajează oamenii de afaceri. Ce se întâmplă? Dacă o firmă merge prost, și l-angajează de merge prost. Niciun om de afaceri nu are acasă o bancă care să fie proprietară, numai să ia bani de acolo. Deci banii într-o orice firmă se produc. Și plus valoarea... Nu produci, nu ai. Nu ai, nu există un chiz. Când închizi niște firme, nu numai că a pierdut proprietarul, pierd toți angajații, pierde și statul. Fiindcă o firmă închisă, automat statul trebuie să dea ajutor de șomaj. Ori dacă firma nu se dezvoltă, nu fac plus valoarea în societate, nu poți să ai un stat solid care să stea pe un buget real, realist. Bun, vorbeam de faptul că s-a trecut contribuția de la angajator la angajat. Care au fost repercursiunile? Păi foarte mult a îngreunat firmele. Unii angajați o să spună, da, foarte bine, că, dar nu, e falsă, s-a falsă că este. De exemplu, să zic în bani vechi, 19 milioane și ceva cât e salariul minim, deci 45% merge la stat. Asta merge așa, în impozit, în asigurări sociale, în CSE, și te trezești că plătești un angajat, minim pe economie, aproape 100 de euro lunar pentru CSE și merge la orice spital, la orice clinică și îți plătește toate taxele acolo, dacă merge la o clinică. Atunci, pentru ce mai plătește? Asta mă întreb. De ce nu fac niște asigurări private, să merg la clinici private, să poți să plătești exact ce consum? De ce mă obligă să plătesc lunar, eu, de exemplu, de 30 ceva de ani plătesc CSE. Eu n-am fost nicio zi în afară la spital. N-am beneficiat de un ban de la... Banii aceia nu se mai întorc. Nu se întorc. Ei, în țările, nu să zicem Germania, zicem America, care e cea mai pragmatică țară din lume, plătești exact cât crezi tu și la fel ai și serviciile medicale, la fel ai și pensia. Iar sunt în țările dezvoltate unde ai o pensie privată, nu? Unde îți plătești când ai terminat, ai ani de pensie, poți să-ți iei toți banii odată sau să-ți iei eșalonat. Ori la noi, unii plătesc puțin și au foarte mult. Și pot să dau exemple aici, dar nu e cazul acum. Bun. În mediul public au fost discuții pro și contra față de modul cum au reacționat patronii la transferul obligațiilor pe angajați. Și, într-adevăr, nu s-a simțit mai deloc implicarea mediului de afaceri, adică o voce puternică. Și aș vrea să vă spuneți, au majorat administratorii firmelor salariile cu procentul aferent contribuțiilor sau au fost păstrat același nivel de salarizare? Ce știți? Acum, fiecare firmă își face politica lor bugetară ca să poată să rămână în piață. Fiecare firmă privată are un produs care trebuie să-l vândă. Deci dacă pui costuri mari,
riști să nu poți să vinzi, că-i serviciu, că-i o materie, că-i, eu știu, orice produs. Dacă îl încarci cu un preț foarte mare, piața e foarte liberă, poate să vină marfă din China, poate să vină marfă din Polonia, poate să vină din orice țară și atunci rămâi cu produsul în raft sau rămâi în magazie și atunci riști să închizi firma. Deci nu există niciodată, nu poți să urci prețurile, nu poți să... Cum pe unii au urcat prețurile. Au urcat prețul la pâine, la anumite firme din domeniul acesta de care spun. Și o să au crescut prețurile la anumite alimente. Și o să vezi că a scăzut foarte mult vânzările. Și atunci, ce facem? Automat, sau reduci personalul? Sau reduci salariul? Dumneavoastră personal ați mărit salariile? La mine eu sunt o firmă mai aparte, lucrând în transport internațional, avem aici o scăpare a legislației prin diurnă. Noi putem să reglăm salariile foarte mari prin diurnă. Deci un șofer poate să ia... Ca să vă mențineți angajații. Da, poate să ia 2000 ceva de euro. Am avut un șofer care m-a luat într-o lună 2700, un fel de primă care se face pe anumite algoritme de lucru. Pe de altă parte, salariul minim brut pe economie va crește la 2050 de lei, începând cu 1 ianuarie 2019. Domnule Bizău, România se împrumută deja pentru a putea da salariile și pensiile majorate. Cum va fi amortizat impactul noilor creșteri? Prin alte credite, oare? Sau prin noi taxe și impozite? Că iarăși revenim la mediul de afaceri și mediul de afaceri va fi supus unor noi schimbări. Este obligat să majoreze salariile. Deci, poate mulți vor lucra mai mult la negru sau nu știu. Nu, va fi foarte simplă chestia. Deci, cum? Unele firme se vor închide. Da, ceea ce a și anunțat, a tras un semnal de alarmă chiar astăzi, am ascultat. Se vor închide. Unele trebuie să mărească. Mii de firme din țară. Da. Unele se vor mări dacă au reușit să mărească productivitatea, că de fapt aici e secretul. Dacă reușești să mărești productivitatea, să-l condiționezi pe om sau să schimbi tehnologia, să nu mai depinzi de om așa de mult, să depinzi de utilaje, atunci poți să reziști. Dar dacă tot adaugi cheltuială la produs, riști să rămâi cu el pe rat. Repet. Legat de angajații statului, cu tot respectul pentru ei, angajații statului trebuie să producă servicii pentru noi, oamenii de rând. Oamenii de rând care produc bani la buget. Ori dacă noi ne îngreunează, pentru orice hârtie trebuie să sperzi timpul, pentru orice act trebuie să mergi să te rogi, să te rogi frumos de angajații statului. E o problemă foarte gravă. Ar trebui angajații statului, când vine acolo, să zâmbească, să vorbească foarte frumos, să mergi cu plăcere să obții o hârtie și în același să obții foarte repede și fără costuri. De ce, acum scuzați-mă, de ce nu se pot da multe hârtii pe internet? De ce trebuie să mergi personal? Asta n-am înțeles. S-a dezvoltat atâta IT-ul ăsta, atâtea programe. Pentru ce trebuie să mergi la orice ghișeu pentru 2-3 ghișei pentru o hârtie? De ce trebuie să semneze 20 de directori? Nu, n-am înțeles. Pentru ce? O simplă, banală hârtie pentru, știu, ai nevoie de undeva pentru ea. Asta ce, pentru mine, nu înțeleg. Nu înțeleg fucile gaudine ale sistemului ăsta de stat care te încurcă la ori, da tot pasul. Mergi să matriculezi o mașină, nu? Îți trebuie 20.000 de hârtii acolo. În Germania, într-o jumătate de oră, ți-ai matriculat mașina. Ai făcut asigurarea, ai dovada provenienții și pe loc. Nu 1.000 și una de hârtii de acolo care trebuie să le plătești de taxe. Păi vina cui este? Că nu e vina mea și nici a noastră. E vina, eu zic, a politicienilor, dar ei sunt... E parțial vina politicienilor, nu pentru că fac politică acum și eu sunt novice în politică. Dar toate instituțiile statului își fac proiect de lege. Și mergi și mai la aprobă în Parlament. Foarte puțin Parlament știu de fapt ce se întâmplă în realitate. Că dacă luăm pe care sunt deputați, o să vezi ce lucrat în spate, o să aveți mare surpriză. Adică? Adică toți nu au avut nici măcar un butic să conducă. Da, și parlamentarii aceștia care au fost aleși nu trebuiau să se ocupe de aceste probleme, care poate pentru unii sunt minore, dar nu sunt minore. Adică să văd de unde sunt chestiile legislative. Vă dau un exemplu. Poate că pentru ei sunt minore și nu interesează. Da, un exemplu pueril. Eu sunt Comisia de Buget Finanțe la primărie. Așa. Și domnule zice, pentru reautorizarea firmelor, trebuie lunar, anual, să mergi... Să-ți refaci întreg dosarul. Exact. Și anume, tu ai dat deja un dosar acolo. Pentru ce trebuie? Am un dosar, vin cu hârtie și vreau, domnule, vreau să-mi prelungesc autorizația pentru anul următor. Simplu. Dacă s-a schimbat ceva, dau declarația sau vin cu actul care s-a schimbat. Pe propria răspundere. Pe propria răspundere, exact. Sau spunea, domnule, dacă merge un angajat,
trebuie să-i dau hârtie notarială. Pentru numele lui Dumnezeu. Zic, cum? Adică eu ca administrator sau dumneata administrator trimis pe un angajat să iau hârtie la primărie pentru firmă, să-i dau hârtie notarială. Dar pentru ce? De așa spune legea? Nu. Nu, așa spune la primărie și am schimbat chestia asta. Poți să trimiți cu o delegație pe oricine să faci chestia asta și la fel, în afară de în industria alimentară, unde sunt anumite avize de care se cere, deci tu poți cu o simplă hârtie să-ți obții aceasta. Fiindcă știam că m-am luat așa ceva și am schimbat acolo. Mi-a fost greu la început, n-au înțeles aparatul primăriei că pentru ce, da, e foarte simplu, zic. Cu nimic nu ne deranjează să vină orice angajat al firmei cu o împuternicire, cu o simplă delegație, să-i dai acele acte. Bun, și la asta de când se întâmplă? De acum un an, de când sunt consilier. Un an și ceva. Înțeles. E, aceleași chestii se pot întâmpla și la nivel înalt. Numai că, repet... Cineva trebuie să vină cu o propunere, să se sesizeze aceste aspecte, dacă nu se lovește drept de ele. Fiindcă angajații statului, dacă îi luăm la puricat, jumate nu știu ce fac acolo. Nu știu ce iau banii. Fac tot felul de hârtii care trebuie semnate, te gândești... Ca să aibă activitate. Exact. Că dacă ar face fiecare un raport de activitate, domnule, să fac așa, o lunar, ce a făcut luna aia? O să vezi că 5 acte sunt semnate de aceeași director, o să vezi că aceeași hârtie putea să facă un simplu angajat, o să vezi că o hârtie putea să obții pe net foarte simplu, dar cineva trebuie să vină să facă această chestie. Că de lucru, este lucru, de mult în țara asta, suficient de lucru. Nu mai trebuie fiecare să lucreze ce știe. Nu să fie angajați pe tot felul de Un fost coleg al nostru plecat în America ne-a povestit despre faptul că în America, când vrei să înființezi o firmă, în 2 ore ai firma deja. Păi fiul meu are firma în America. Și a obținut-o. N-avea drept de muncă, dar a putut să facă o firmă. Introducerea salariului minim brut diferențiat naște iarăși mari controverse. De ce ar trebui să aibă un salariu minim mai mare o persoană care are o licență, cine știe cum obținută și care nu confirmă competența, o hârtie nu confirmă competența, față de un angajat obișnuit care poate e mult mai bun decât celălalt? Nu e o discriminare oarecum dacă efectuează aceeași muncă? Ambii, să zicem, sunt ospătari sau agenți imobiliari. Doar că e cea mai mare tâmpenie. Deci, dar nimeni n-a spus nimic din partea patronatului că e cea mai mare tâmpenie să fii diferențiat. Fiecare, dacă ești pe aceeași post, trebuie să ai prin competențe să mărești salariul, nu prin hârtii. Nu vreau să fiu răutăcios, dar la noi s-a făcut e bancul ăla cu dați-le, domne, diplome. Știi? Și-au obținut foarte mulți diplome pe bani rulantă. Nici nu știu pentru ce le-au obținut. Și dacă îl întreb ce știe să facă, zice, fac orice, dar nu să învăț. Deci, dacă le-au un angajat, eu am vorbit și cu profesori și cu profesori universitari, domnule, voi ce produceți voi? Produceți specialiști în ce? În a toci, în a acumula multă teorie și fără să fii practic? Deci la noi trebuie să schimbat total sistemul de învățământ. Programa școlară, în primul rând, să ne aliniem după... Începând din clasa întâi, să copiii să știe să facă ceva. Începând de lucru manual, cum era pe vremuri. Începând mai mari să facă, Nici acel lucru manual nu era întâmplător. Păi nu era întâmplător. Era chiar binevenit pentru dacă copii. Luăm sistemul din Finlanda, să vedem că o copii de mici învață să facă ceva. Să, fetele să învață să facă de mâncare, să scoasă la mașină, să coasă o nasture. Eu sunt convins că multe fete nu știu scoasă o nasture. Aveți dreptate, dar multe domnișoare deja trecute de 14-15 ani. Asta e foarte grav. Deci nu știm, noi suntem toți vrem să fim șefi, toți vrem să fim, ceva, că ne rușine să muncim. Deci în România au o problemă că ți-e rușine să muncești, care e foarte grav. Trist. E trist. Nu avem să fim la birouri, să fim aranjați. Și să primim bani fără să facem nimic. Fără să facem nimic. Eu pun mâna pe orice. Deci dacă mă duc la firmă, lucrez tot ce există. Și în garaj, și la birou, dacă peste tot. Adică nu e o rușine să muncești, că nu asta înseamnă să te rușinezi când muncești. Te rușinezi când faci fapte reale, când ești nesimțit, când n-ai cuvânt. Aia trebuie să fie nerușinarea. Când ești neobraznic, când, umbli murdar pe stradă. Acolo trebuie când să fie. Când nu îți respecti comisiunile, da. Pe de altă parte. Ieri, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Florin Jeanu, a declarat că mărirea salariului minim pe economie în mod diferențiat nu este posibilă pentru că încalcă codul muncii care spune că la muncă egală, plată egală. Corect. Vreau să ne spuneți, ați fost consultați organizațiile patronale legate de această speță și care este opinia dumneavoastră legată de declarația domnului Jeanu? Deci, domnul Jeanu, nu-l cunosc personal, dar vreau să vă spun, când la Ministerul Muncii ajunge o doamnă care în viața ei n-a muncit nimic și tot dă cu programul de guvernare, care e o minciună totală. Cum poate să meargă țara asta?
Cum când o femeie care n-a făcut nimic și vine cu tâmpenile astea de abiarații care în codul muncii. Deci, ce miniștri avem acum, eu aveam o părere foarte bună despre PSD ca partid, nu ca oameni care o conduc. Dar la ora actuală am, nu știu, prefer orice partid în afară de PSD. Că rău a făcut PSD-ul la ora actuală în România, nu-și dă seama mulți. Multă lume se bucură că i-a mărit pensia, salariile. E foarte otrăvitoare chestia asta. O să întoarcă împotriva mai rău decât la greci. Țineți minte acum câțiva ani grecii cum a făcut greve. N-a făcut greve oamenii muncii. Au făcut angrenați statului și acolo, să știți. Ei, acum o să vedeți ce salarii mici au. Și tac din gură. Că aproape Grecia a fost pe frontea FIFA alimentară. De a vinde țara cu mâncați. Da, au ieșit din criză în vară. Nu știu cu dacă au ieșit din criză. Au salarii mai mici ca la noi. Să stați. Medii, să știți. Ei, așa s-a întoarce la noi. Dacă lumea... Vezi, toți naționaliștii ăștia ai noștri români, care au tot felul de pensii speciale și mai și lucrează pe la stat, și nu știu, de fapt, de ce au pensii așa de mari, de ce au salarii așa mari, și toți se dau mari naționaliști. Mari naționaliști înseamnă a respecta țara și a munci. Mediul privat se plânge de lipsa forței de muncă, dar cu toate acestea, în 2018, 46% dintre români erau plătiți cu salariul minim pe economie. Nu e o contradicție, domnule Bizău? Adică nu sunt salariați suficienți, dar 46% sunt plătiți cu minim. Adică vrem să-i pierdem și pe aceștia? Vorbesc de mediul privat, nu dumneavoastră și de firmele de transport. Știți cum? Acum, eu v-am zis cum e în firmele de transport. Nu știu ce fac oamenii de bani aia. Că aici nimeni nu are interes să nu-l plătească un om, părerea mea. Nu pot să dau, nu știu ce se întâmplă. De unii nu pot, pentru că sunt sufocați de câte taxe trebuie să plătească la stat după angajați. Asta e una. A doua chestiune, cât de pregătit e muncitorul, ce face de bani aia. Deci, părerea mea că ar trebui făcut un sistem de acord. Deci, în țările, cel puțin în America, mergi la un birou, dacă nu produci, nu ai niciun ban. Nici măcar pix nu primești de la firmă. Ai produs, ai bani. N-ai produs, mergi acasă. Dacă nu se implementează sistemul ăsta de a cât muncești, atât primești, democrația asta e înțeleasă foarte proastă, numai într-un unic sens, nu și în dublu sens. Adică, dacă vrei democrație, să primești numai. Dar ce dai în schimb? Adică vrei salariu, ok, e normal. Dar până salariul ăla, ai produs salariul ăla. Înainte să-l ceri. Înainte de-a-l cere. Ai produs, dacă nu produci, până la urmă, vrei, nu vrei, să închide firma sau pleci acasă. România are cea mai mare impozitare a muncii din toată Europa de Est, 41,5% față de Ungaria, da? Cu 34%, Polonia cu 27%, vorbim de salariul minim. Da. Nu știu, sunt aceste măsuri, că aici vreau să ajung, un motiv al exodului forței de muncă? Și de ce nu se ia în calcul scutirea de impozitare a salariului minim? Practică folosită și în alte țări și benefică. Știi ce se întâmplă? Nu sunt bani la buget. Ei nu măresc la mine pentru muncitori. Nu interesează absolut de mic muncitorii din România sau oamenii din România. Dar unde sunt banii? Că spun deci că banii aia care se întorc la ei și îi împart în salariile lor. Asta e clară treabă. Deci ei mai măresc la mine pe economie fiindcă nu mai au bani la buget. De-aia măresc. Nu pentru că le pasă de români. Că din ce măresc, jumate merg la ei. Deci din banii aia. Deci un fel de impozitare inversă a firmelor. Prin salarii. Sondaj de opinie... O să vă zic altă chestiune. Deci, în Ungaria. În Ungaria e o lipsă de forță de muncă. Pensionarii care au ieșit la pensie pot să lucreze cu o jumătate normă, fără să plătească niciun fel de taxă, fiindcă au plătit taxă până acum. În România, dacă angajezi un pensionar, ieși la pensie de vârstă, nu de boală sau tot felul de... Așa, nu plătești niciun fel de taxă. Deci cât lucrează, atât bani ăștia. Atât. Nu niciun fel, nici ASE, nici nimic. Fiindcă au plătit până acum. Eu vă dau un exemplu. Luăm ca un scurs sondaj de opinie realizat în Baia Mare, da? Intrăm într-un magazin cu îmbrăcăminte, doamna spune că a vândut într-o singură zi de 100 de lei. Că spuneți că nu sunt bani, nici la buget. Dar unde sunt banii? Femeia trebuie să-și plătească angajații, da? Ca să funcționeze acel magazin și chiria. 2. Magazinul de flori, un alt exemplu, nu și-a încasat banii de la furnizor. Nu știe din ce motiv. 3. Altă firmă care lucrează și cu statul nu și-a primit banii de la stat. Ce se întâmplă, domnule Bizău? Păi dacă tot bugetul... Și pot da exemplu mult și bine. Păi dacă tot bugetul României e băgat 80% în salarii și în tot felul de pensii speciale și în tot felul de sociale,
Și rămâi cu 20% de investit, nici măcar și din aia s-au luat, acum ați văzut bugetul rectificat la transporturi, și din aia s-a mai furat, adică s-a dat deoparte. Atunci, de unde sunt banii pentru a roti, a merge industria? Că dacă oamenii merg, dar toți banii merg în salarii, acum nu știu... În schimb, Baia Mare se mai deschide un mall, se mai deschid încă câteva supermarketuri. O să fim surprins dacă o să ne uităm la sistemul bancar, câți bani sunt în conturi la români. Și în special o să vezi că sunt angajați adică statului. Adică oamenii își țin și țin o să vezi că sunt angajați statului, majoritatea care au conturile. O să fiți surprins. Cel mai grav lucru într-o țară când banii stau în conturi la oameni. Cel mai grav. Ar trebui să circule. Să circule. Dacă banii circulă, că își cumpără, că face concedii, că și ia mașină, că își cumpără o batic, o haină, o floare. Deci atunci banii fiecare... Nu cumva oamenii și-au luat niște măsuri de precauție, adică țin banii acolo ca să îi aibă pentru zile negre, cum s-ar spune, speriați că ce s-ar putea întâmpla cu atâta instabilitate chiar și fiscală în jurul lor și nu numai. Cum cu zile negre acum, hai să ne uităm la zile negre. Dacă ne ducem în jurul Băii Mari, toate statele, 80% din pământul nelucrate, sau poate exagerez. Da, e adevărat. Foarte mulți sunt plecați, bătrânii nu mai lucrează pământul. Bine, dacă ne-am în Baia Mare, Baia Mare e un oraș muncitoresc, da, putem întâlnă. Dacă luăm 70% sunt de la țară, pentru care și eu. Dacă o parte s-ar întoarce la să lucreze pământurile, măcar minimul, cei trei minimul ăsta, altfel s-ar fi o părere personală. Da. Dar stau aici oameni mulți, ca o pensie mică și chiar să chinuie cu bugetul care l-au. În 2018, pe lângă majorarea salariului minim brut pe economie, intră în vigoare și majorări prevăzute pentru medici, profesori și alte categorii sociale, conform programului politic al actualei coaliții. Dacă dăm crezare și băncii naționale care spune că România se află în pragul unei recesiuni, urmează o nouă criză economică sau ce ne așteaptă? Păi crizele totdeauna vin și trec. Deci în crize să cern greșelile. Unii au făcut greșeli, alții sunt incompetenți. Tot timpul. Criza e benefică pentru anumită... Pentru unii. Unii pleacă, alții rămân. Alții urcă, da. Deci e o criză tot timpul. Urci, cobor, așa e în afaceri. Ca să tragem o concluzie, domnule Bizău, guvernul pare că antamează viitorul României în condițiile în care la un produs intern brut prezumat pe 2018 ca fiind de 924 de miliarde de lei, guvernul plătește 10 miliarde de lei doar dobânzi și comisioane la creditele externe. De ce nu reacționează organizațiile patronale care reprezintă o forță și ar trebui să reprezinte, de fapt, o forță să se vadă, să fie vizibilă, care pare însă divizată? Și mai este societatea civilă care protestează pe problemele justiției, că în rest nu mai protestează, nu și pentru cele economice, mult mai importante în viața noastră. Nu ați observat că vine doamna Olguța și nu știu care, domnule, lăsați-ne să facem programul de guvernare. Ata știu să facă. Deci au întamat țara asta de când au început să guverneze, au întamat-o. Deci nu poți să iei banii împrumut să plătești salarii și pensii speciale. Aia e cea mai mare tâmpenie ce poți să faci într-o țară. Exact cum acasă, ai avea un buget de, eu știu, de 100 de lei și tu cheltui 200 de lei pe zi. Și banii ai împrumut. De undeva și trebuie să-i plătești până la urmă. Și îți pui credit, gaz, casa și tot ce ai. La un moment dat, copiii tăi vor trebui să plătească. Că nu se poate. Sau rămâi fără casă, fără nimic. Așa e și România. Dacă ăștia tot au bani la nesfârșit împrumut și plătesc dobânzi și trebuie să dați înapoi, ceva se va întâmpla foarte rău cu economia României și în special cu țara. Politică mai faceți? În ce acțiuni vă mai implicați, domnule Bizău? În afară de faptul că sunteți consilier local. Încerc să atrag atenția ce se întâmplă în țară, în special pe probleme economice. Încerc să văd la primăria Baia Mare dacă pot să mă implic mai mult, în special pentru... Adică vă pregătiți să candidați? Sau... Ar fi o variantă. Am înțeles că listele pentru un partid sunt... Așa a fost două candidaturi a mea. Lasă și domnul Călimbota. Și domnul Călimbota, da, exact. E destul de greu să te bați cu domnul Cătălin Chelecheș. Nu asta e ideea de a mă bate, e ideea de a veni cu soluții noi, e ideea de a veni cu idei noi, e ideea de a veni cu abordări noi, fiindcă e o problemă. Tot ce e gratis e mai scump. Exact cum face guvernul, așa face anumite creditori și acei mai mare. Deci, în concluzie, nimic nu e gratis. Nimic nu e gratis. Ce e gratis e dublu sau triplu. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Cred că, dacă vezi că ne va fi o provocare pentru dumneavoastră, dar și pentru alții, doamnelor, domnilor, urmează o pauză de publicitate și revenim cu un alt subiect.